Se pare că în următoarele zile va trebui să umblăm în garderobă și să ne căutăm hainele mai groase, pentru că iarna de-abia de acum încolo începe să-și intre în drepturi. Meteorologii anunță că în următoarele zile temperaturile vor scădea treptat, dar nu își vor face apariția precipitațiile, acestea fiind prognozate de-abia de săptămâna viitoare, care vor fi doar sub formă de burniță, neînsemnate cantitativ. Vom avea parte și de soare, dar gradele din termometre nu vor arăta mai mult de 10 grade, acestea continuând să scadă de la o zi la alta. În următoarele zile vremea va fi frumoasă, dar rece. Temperaturile nu vor depăși 10-11 grade maxima pe timpul zilei și noaptea va fi călduroasă, în sensul că nu vom avea temperaturi negative, deci minima se va încadra între 3 și 6 grade, fără precipitații. În următoarele zile, cel puțin pe perioada weekendului, nu vom avea sigur precipitații. După prognoza pe care noi o avem, precipitațiile vor veni de marți încolo, deci marți, miercuri, joi sunt posibile precipitații. Vestea cea bună pentru locuitorii din sudul țării este aceea că ninsurile nu vor veni curând pe teritoriul zonei noastre, acestea fiind așteptate undeva la jumătatea lunii decembrie. Se prognozează că ar veni și pe teritoriul nostru după 20 decembrie. Așadar, după zile călduroase cu temperaturi și de 25 de grade în zona Munteniei, se instalează frigul. Aerul va fi din ce în ce mai rece, iar spre jumătatea săptămânii viitoare, temperaturile se vor încadra în jurul valorilor de 7-8 grade Celsius.